Bun găsit, dragilor, la citirea interactivă pentru weekendul 23-24 noiembrie. Așa că o să vă rog să vă alegeți un pachet de cărți sau un număr de la 1 la 3. 1, 2 sau 3, iar eu voi începe cu numărul 1. Haideți să vedem împreună care sunt mesajele pentru numărul 1. 6 de băte. Aici poate fi un motiv de bucurie, pentru că văd posibilitatea unui succes, a unei victorii. 4 de cupe arată aici și un inconvenient posibil în acest weekend, dar văd și o posibilă călătorie. Marea preoteasă indică faptul că ai putea afla ceva sau poate fi o conștientizare care să te facă să consideri că ai câștigat ceva. Ar putea fi acel moment în care îți dai seama că totul s-a așezat perfect pentru viața ta și că, iată, ai ieșit învingător sau învingătoare dintr-un anumit context. Este posibil ca această conștientizare, pentru unii poate să fie și un secret, afli tu ceva, parcă, nu știu, ți se dă vălul ăla de pe ochi și poți vedea lucrurile mult mai clar. Poți să vezi că, de fapt, din tot contextul, situația ta de viață actuală, tu ești cel care ai câștigat. Văd aici determinarea ta de a lua o decizie. Este posibil să te gândești mai bine odată cu această conștientizare și să spui, mă, până la urmă, care e interesul meu în toată situația dată? Ok, nu-mi convine ceva în relațiile mele, la munca mea sau pentru fiecare poate fi un gând care te macină, tu știi cel mai bine despre ce este vorba. Este posibil să fie acel timp pe care ți-l acorzi și să te întrebi mai exact ce poți face și care este interesul tău primordial în acest moment ca să poți să depășești momentul, să poți să depășești situația. Iar cavalerul de bâte vine aici cu acea motivație, ambiție, determinare ca tu să depășești această situație neplăcută, aș spune eu. Văd doiul de monede, asta înseamnă că îți vei cântări opțiunile pe care le ai, posibil ca unii dintre voi să aveți cel puțin două alegeri de făcut și să fie destul de dificil să alegeți. Ideea este că văd aici faetonul care arată ideea asta de ieșire din zona de confort. Cel mai probabil, alegerea, pentru că vedem aici cartea care indică faptul că tu vei alege. Alegerea ta va fi alegere total diferită de ce alegere ai făcut până în acest moment. Adică te va scoate un pic din zona ta de confort, ai să spui, ok, până acum de câte ori am ales așa. E, ia să fac eu altfel de data asta și să fac conform cu interesul pe care eu îl am în acest moment. Da, se pare că este un weekend minunat în care îți dai voie să te gândești bine la ce ai de făcut, la a-ți rezolva cumva neplăcerile din viața ta și cu siguranță vei ieși câștigător sau câștigătoare. Îngerii spun aici să ai încredere. Situația asta în care tu ești acum are nevoie de credința ta. Dacă tu nu crezi că totul se poate, bineînțeles că lucrurile se vor întâmpla întocmai. Adică, indiferent care este credința ta, tu să știi că ai dreptate. Din nou, ideea de câștig, de reușită. Văd aici că vei primi un bine meritat premiu. Cumva ți se recunosc drepturile, ți se recunoaște meritul, da? Pentru că și în 6 de bâte vedem același lucru. Îngerii îți spun să-ți dovedești abilitățile. Ai destul de multe abilități, calități, ești unic prin natura ta, pentru că toți suntem unici. Și iată, poate e momentul în care să îți arăți aceste abilități și calități. Sfatul pentru voi este să creați de acum încolo, mai ales că voi conștientizați că propria realitate este creația voastră, iată, puteți crea de acum încolo o altă realitate. Pentru că asta este vestea cea mai bună pe care o putem primi. Faptul că să devenim conștienți că realitatea este mare parte creată de noi și de gândurile noastre, iar vestea bună e că o putem modifica, măcar de acum încolo că am devenit conștienți. Bun, haideți să mergem mai departe la numărul 2 de această dată.
Ia să vedem pentru numărul 2, care este mesajul de weekend, 23-24 noiembrie. 9 de monede arată aici un om liber, un om sigur pe el, un om încrezător, care are tot ce-i trebuie, are toate nevoile satisfăcute și materiale și emoționale, iată, stă relaxat, citește o carte, poate petreci un weekend așa, exact cu ceea ce-ți place ție să faci. Cinciul de cupe arată că ar putea să fie și acel weekend în care ar putea reveni niște amintiri din acelea neplăcute pe care poate să le analizezi mai bine și să vezi că te-ai concentrat prea mult pe partea goală a paharului și nu pe cea plină, pentru că ele nu vin întâmplător, aceste amintiri. Da, poate să vină cu acel feeling de regret, de, nu știu, vinovăție sau tu știi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Iar pajul de spade vine cu niște informații pentru tine. Haideți să vedem despre ce este vorba. Optul de cupe te arată aici plecând și lăsând un trecut în spate. Este posibil ca tu să simți în acest weekend, prin circumstanțe, situații, contexte în care tu te afli, că te detașezi din ce în ce mai mult de ceea ce a fost. Da, este probabil acel moment în care spui, m-am eliberat de tot trecutul meu, acel trecut dureros, regretabil, cu multe amintiri probabil neplăcute. Iar soarele ne arată aici pentru voi un weekend atât de minunat, un weekend care vine cu bucurie, cu soare pe strada ta, cu, iată, aici un context în care poate dansezi, te întâlnești cu prietenii, ai parte de momente de bucurie și veselie. Patru de cupe arată că sunt acolo niște neplăceri. E posibil ca din amintirile pe care tu le ai să vezi că sunt acolo niște lucruri care poate nu ți-au plăcut sau poate unii dintre voi aveți un weekend fericit, frumos, dar amintirile alea care mai vin când și când în mici reprize, flash-uri pe care tu le poți avea, să fie așa ca ceva care nu-ți place. Da, probabil vei deveni conștient că într-o bună zi va exista acea detașare 100%. Dar așa cum am zis, avem aici Marea Preoteasă. Ce spune ea? Spune că nu e întâmplător faptul că ți-aduce aminte ceva, nu e întâmplător faptul că vine și cu emoția aia de nu-mi convine, nu-mi place, ce pot să fac, da, în contextul ăla. Vine ca să conștientizezi ceva, iar Marea Preoteasă aici ne spune clar că tu ai putea să conștientizezi ceva poate salvator, îmbucurător pentru tine. Văd aici, da, iată că acea conștientizare ar putea să te aducă în punctul în care să ai credință maximă, să te bagi în ceva, să îți asumi un risc, să o iei de la zero. Poate tragi niște concluzii din tot ce ți-aduci tu aminte, că a fost acolo rău, nasol, ce ai trăit tu, da? Văd aici că ai putea și să stai de vorbă cu cineva, poate acest cineva îți dă și niște informații care te ajută pe tine să ai mai mult curaj, îndrăzneală. Poate este o persoană cu care discuți despre acele amintiri, iar acele discuții te pot ajuta pe tine să ai niște revelații care te fac să îndrăznești, să-ți asumi riscul, să faci un gest, să faci ceva care știi că ți-ar aduce ție bucurie. Pentru că văd o zi sau un weekend cu schimbări destul de mari pentru tine, da? Și cu o evoluție fantastică. Dar per total e soare. E soare, e frumos, da? Weekendul ăsta pentru tine. Și iată, așa cum am zis, este weekendul eliberator de trecutul tău. Inclusiv cartea Îngerilor spune că este acel weekend în care te eliberezi total de fostul sau fosta. Oracolul, iată, vorbește de o deblocare. Toate fricile tale ar putea dispărea, pentru că chakra plexului solar este cumva baza fricilor noastre. Dacă acolo este blocat ceva, bineînțeles că și manifestările în viața noastră sunt greoaie sau inexistente. E bine, la tine aici ar putea avea loc o deblocare, adică efectiv să nu mai ai teamă de absolut nimic. Pentru că teama ne îngheață, teama ne face să ne retragem sau să, eu știu, să fugim dintr-un anumit context în loc să ne asumăm răspunderea.
Este weekendul în care te poți exprima. Iată, îngerii îți recomandă să te exprimi, să spui ce ai de spus. Eu văd aici comunicare, comunicare foarte multă cu cineva care ar putea aduce conștientizare. Poate chiar se discută ceva din trecutul vostru. Iar ca și sfat, cărțile îți spun iartă, fii atât de puternic și de curajos să mergi mai departe cu viața ta, împăcată că totul a fost exact așa cum trebuia să fie. La ce bun regretele? Ai făcut tot ce ai putut, tot ce ai știut tu mai bine în acel moment, la acel nivel de conștiință. Că dacă știai, făceai mai mult, frate. Că, na, toți vrem să facem mai mult, nu suntem inconștienți. Mergem mai departe, dragilor, cu numărul 3 de această dată. Haideți să vedem la numărul 3 weekendul ce aduce pentru voi. La numărul 3 aici, 8-ul de spade, arată un blocaj mental. Pur și simplu, ești poate într-o situație în care ți-e destul de dificil să vezi o anumită ieșire. 6 de cupe arată aici o relație importantă pe care probabil ai focusul în acest weekend, iar cavalerul de băte vine cu voință, motivație, determinare. Dar atenție că e și o instabilitate emoțională în această carte. Haideți să vedem mai exact de ce crezi tu că nu mai poți să faci nimic aici în situația ta. Vedem că sunt blocaje pe familie, pe relație pentru unii dintre voi. Vi se pare imposibil de atins din nou un obiectiv, cel mai probabil legat de familia ta, poate legat de situația voastră financiară sau de împlinirea emoțională. Aici, 10-ul ăsta de cupe pentru fiecare în parte poate însemna orice. Ce te împlinește, ce știi că te-ar putea face fericit sau fericită, da? Dar la tine momentul pare că este efectiv blocat. Soluții sunt imposibil de găsit. Asta spui tu, pentru că asta spune mintea ta la momentul ăsta. Ei bine, 6 de cupe aici arată o relație, așa cum am spus, importantă. Poate e relația cu cineva pe care iubești, poate e relația cu copiii tăi, cu cineva din familie. E clar că aveți un trecut comun aici. Luna arată teama ta. Teama că blocajul acesta ar putea duce într-un necunoscut, într-un întuneric. Nu știi cum va fi, ce va fi și cum va ieși. Iar contextul pe tine se pare că te-a obosit extrem de tare. Iată, parcă ai luptat, ai armele puse acolo, pregătite, dar nu mai există forța aceea de a face ceva. Iar teama efectiv te împiedică. Sunt acolo multe conflicte interioare. Conflictul mental se vede din 8-ul de spade, mintea ta e închisă, are impresia că e ca într-o închisoare și nu poate găsi nicio ieșire, iar sufletul probabil spune cu totul altceva. Și de aici bătălia care probabil te macină și te face să fii la pământ. Ei bine, cu toate astea, pentru că văd aici multe semne de întrebare pe care ți le pui tu weekendul ăsta, văd posibilitatea să mai găsești un pic de forță, putere acolo și atât de multă motivație încât să faci niște planuri, ori că sunt niște planuri de călătorie, ori că sunt aici niște planuri care ar putea cumva să te ducă către acest obiectiv, văd că ai putea chiar să simți bucurie din aceste acțiuni pe care văd că ești hotărât sau hotărâtă să le faci. Poate pentru unii dintre voi motivația vine și dintr-o reconfigurare de planuri. Ok, n-a ieșit aici, s-a închis, mintea mea nu e, imposibil de găsit o soluție. S-ar putea ca tu să-ți îndrepți atenția către altceva, poate să te eliberezi un pic, să pleci într-o călătorie, să faci cumva să te destinzi, da? E bine, asta ar putea să-ți aducă mare, mare bucurie. Probabil distanțarea de subiectul care te macină în momentul ăsta chiar te poate ajuta la un moment dat să vezi lucrurile mai clar. E bine, la voi aici se pare că e vorba de un weekend în care chiar poți să-ți iei un angajament față de tine sau față de o anumită persoană.
Este o evoluție pe care poate e greu să o vezi în momentul ăsta, pentru că încă nu vezi clar lucrurile, dar cu siguranță tot contextul îți aduce o mare, mare evoluție. Văd aici că sunteți într-un moment în care așteptați niște rezultate. Poate așteptați vești unii dintre voi, poate așteptați, eu știu, anumite schimbări în situația voastră. Și ține minte, iată ce-ți spun îngerii, nu ești singur sau singură niciodată. Pentru că de multe ori ne doare atât de tare încât avem impresia că suntem singuri. Dar, Doamne, Doamne, e întotdeauna cu noi. Iar sfatul, iată, sfaturile sunt două pentru voi, cei care ați ales numărul 3. Primul este să nu încerci să mai repari nimic din ce a fost, că dacă a ajuns în stadiul în care s-a blocat, acolo e clar că nu mai poate fi reparat nimic. Nu știu, încearcă să pui la loc sau să repari o cană care s-a spart. Oricât de bine ai repara-o, când pui lichid din nou în ea, se scurge pe undeva. Și îndrăznește să o iei de la zero. Poate fi, bineînțeles, o trimitere la a îndrăzni a-ți asuma riscul și a reconfigura traseul vieții tale. Indiferent că te-ai gândit la carieră, că te-ai gândit la relații, la viața de familie, dacă lucrurile s-au blocat în punctul ăsta, e clar că trebuie să găsești o alternativă nouă. Dar întotdeauna noul ne sperie. De-aia ți s-au adresat și aceste sfaturi. Dragilor, eu vă mulțumesc din suflet, vă pup, vă doresc un weekend minunat tuturor, vă mulțumesc din suflet pentru mesajele atât de frumoase pe care le primesc de la voi și nu uitați, contează mult pentru mine să-mi scrieți cum v-a fost weekendul. Vă pup și vă iubesc. Pa, pa!